iubiți părinți împreună slujitori, domnule președinte al Consiliului Județean, preiubiți și cinstiți credincioși. Suntem în cea de-a doua duminică din perioada triotului, premergătoare postului cel mare și sfânt al învierii. Iar pericopa evanghelică de astăzi, despre întoarcerea Fiului Risipitor, este una dintre cele mai extinse sau mai lungi pilde spuse de Mântuitor. Este luată din capitolul 15 al Sfintei Evanghelii după Luca, capitol în care Mântuitorul spune trei pilde. Pilda cu oaia cea pierdută, pentru care păstorul cel bun le lasă pe cele 99 de oi în pustie și caută oaia cea rătăcită sau pierdută și găsind-o, o așează pe umerii săi și o aduce din nou în turmă. Este, de fapt, modelul pe care l-a aplicat Mântuitorul în toată slujirea lui dumnezeiască, pe care ne-a dăruit-o nouă din iubire și jertfelnicie, sacrificându-se pentru umanitate, pentru neamul omenesc, pentru a salva ultimul suflet și cel mai modest. Pentru că sufletul omenesc, a zis Mântuitorul, este mai de preț decât cerul și pământul. Sau invers, cerul și pământul nu valorează înaintea lui Dumnezeu cât un suflet omenesc. De aceea și-a dat Mântuitorul viața, murind pe cruce, arătând valoarea sufletului omenesc, și de ce sacrificiu este în stare Tatăl, din iubire pentru oameni, să sacrifice pe unicul Său Fiu. Pentru noi și pentru o noastră mântuire, evident, nu în zadar, să ne dăruiască nouă viața, învierea și veșnicia. Apoi spune pilda cu drahma cea pierdută și în cele din urmă, cunoscând gândurile cărturarilor și ale fariseilor, că îl judecau de ce stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Mereu cârteau și îl judecau pe Mântuitorul în mod nedrept. Că petrece și stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Și atunci Mântuitorul spune pilda cu fiul risipitor. Ca într-un fel să ilumineze, să înțeleagă care este atitudinea lui Dumnezeu față de oameni. Pentru că Dumnezeu face să răsară soarele și peste bun și peste răi. Și aduce ploaie și peste drepți și peste păcătoși. Nu face diferență. Așteaptă ca ei să-și revină în stare de moralitate și normalitate. Și să se întoarcă la căință cu recunoștință față de Dumnezeu, Dătătorul tuturor bunătăților. Atât este de bun și îndelung răbdător Dumnezeu, încât așteaptă până în ultima clipă, după fiecare om, să se întoarcă și să-și salveze sufletul prin Iisus Hristos. De ce? Pentru că iadul este cumplit. Și Dumnezeu nu prea ca niciun om să ajungă în iad, niciun suflet omenesc. Este foarte extinsă pilda și o știți foarte bine că este și una dintre cele mai frumoase pilde pe care le-a rostit
Mântuitorul despre iubirea milostivă, nemărginită și veșnică a lui Dumnezeu în toate împrejurările prin care ar putea trece un om în viața lui. Și anume, spune, un tată avea doi fii, era un om cu posibilități materiale bune, avea oareșcare avere. La un moment dat, fiul cel mic vine și zice tatălui, tată, vreau să-mi dai ce se cuvine, partea mea de avere. Și tatăl i-a dat ce se cuvenea, fără să-l întrebe ce va face cu ea. Cu averea pe care nu copiii au câștigat-o, ci tatăl a agonisit-o prin muncă cinstită. Și nu după multă vreme, fiul cel mic, cel tânăr, fără experiență, dornic de libertate și aventură, pleacă într-o țară îndepărtată. Adică nu între ei săi, între străini sau între păgâni. Și acolo cheltuiește toată averea pe care a primit-o drept moștenire în multe desfătări. În cele din urmă, averea se epuizează și de unde până atunci era înconjurat de prieteni, cum se zice în popor, proverb, cât ai bani și îți merge bine, toată lumea neam cu tine. Da? Sunt inspirate din Scripturi aceste proverbe înțelepte din popor. Dar terminându-se, epuizându-i se fondurile, bogăția, a ajuns sărac, părăsit și abandonat, dezbrăcat și flămând. Și atunci s-a lipit de un fermier care avea o turmă de porci. Și acel fermier i-a dat să îngrijească porcii. Numai că pentru fermierul respectiv, porcii prețuiau mai mult decât persoana umană, decât păzitor. Din ce știm, conducea foarte greu și era înfometat. Nu îi se permitea să consume nici din hrana porcilor. Zice, ar fi dorit să mănânce din roșcovele care le dădeau porcilor, dar nimeni nu îi permitea. Și în această stare de umilință, de lipsă, de dezumanizare și degradare umană, îi vine în minte chipul bun al tatălui său și își aduce aminte în ce fel tatăl lui trata pe argați. Și îi vine și o idee salvatoare. Mă voi ridica, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi cere iertare și voi zice, tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și așa s-a reîntors spre casă. Tatăl, văzându-l de la distanță, nu așteaptă să vină, ci iese în întâmpinare și cade pe grumajul lui și îl îmbrățișează și îl sărută cu dor și durere. Și îl lasă să rostească cuvintele prin care își cere iertare. Până unde? Zice, tată, am greșit la cer și înaintea ta. Și după aceea nu-l mai lasă să zică, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și poruncește slujitorilor să aducă inelul, acela prin care îi redă identitatea nobiliară, să aducă mantia imperială și să-i dea încălțăminte în picioarele lui care au umblat pe căi greșite.
Și apoi mergem mai departe cu bucuria și iubirea, pentru că poruncește să aducă cel mai gras vițel, să-l junghie, să facă o spăzmare, pentru că s-a bucurat mult că l-a primit pe Fiul Său sănătos. Fiul cel bun, sau corect, sau ascultător, s-a întors de la câmp, de la muncă, și a auzit cântece și voie bună, și a întrebat pe alt slujitor ce se petrece. Ce a zis tatăl tău, l-a primit pe fiul tău sănătos și a poruncit să facem ospăs, pentru că se bucură mult că l-a reprimit în familie sănătos. Și atunci fiul cel ascultător se supără, se mânie și nu vroia să intre. Și iese tatăl și îl roagă să intre. Însă acesta, pe bună dreptate, dar nu avea dreptate. Zice, eu pururi am fost cu tine și nu ți-am ieșit din cuvânt și nu mi-ai dat nici măcar o niet. Probabil nici nu i-a cerut. O lămurește tatăl mai încolo să petrec cu prietenii mei. Și acest fiu al tău, nici nu zice frate al meu, nu mai recunoaște frate, ci acest fiu al tău care ți-a cheltuit averea cu desfrânatele, ce vorbă grea folosește, cu femeile ușuratice, ți-a cheltuit averea și îl primești cu un ospăț atât de mare. Iar tatăl îi zice, fiule, tu ești cu mine și ai fost cu mine. Toate ale mele sunt ale tale. Nu se cuvenea să ne bucurăm, să facem ospăț, să ne veselim că acest fiu al meu, mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Cu alte cuvinte, ce înțelegem? Că nu l-a trecut în testament, nu i-a dat altă avere, dar i-a redat demnitatea. I-a zis la cel mare, toate sunt ale tale, nu-i dau și lui, nu reîmpart din nou averea. Hai, bucură-te, fii și tu în stare de un simțământ frater, că toate sunt ale tale. Dar hai să ne bucurăm că este viu, că l-am primit sănătos și că s-a reîntors, totuși e mai prețioasă viața și sănătatea decât bogăția și lucrurile materiale. Acesta este rezumatul pericopei evanghelice de astăzi, acestei pilde pe care a spus-o Mântuitorul, cunoscând gândurile și felul în care se comportă cărturarii și farisei, felul în care tratează celelalte neamuri, celelalte popoare, felul în care îi tratează pe oameni, mulțimile, oamenii de jos. Știți ce ziceau cărturarii și farisei de mase, de mulțime, de popor? Că mergea după Hristos și îl urma pe Hristos și îl iubeau și îl ascultau și îi simțeau empatia. Simțeau că Hristos îi iubește. De aceea mergeau oamenii după El. Elitele politico-religioase, care erau cărturarii și farisei, numeau mulțimea gloată. Nu vi se pare că seamănă și etichetele pe care le pun astăzi unele elite progresiste, când zic că gloata merge la biserică, la icoane, la moaște, la preoți, gloata. Ați auzit tot felul de etichete, nici nu vreau să le vorbesc. Dumnezeu să ierte, pentru că nu știu ce fac, a zis Mântuitorul pe cruce. Pentru că nu știu că mulțimea și poporul simte. Simte unde este salvarea. Singura salvare este Hristos, Biserica Lui. Singura corabie care ne duce sigur în loc salvator. Este instituția aceasta care de 2000 de ani, la bine și la greu, prin toate furtunile istoriei, a fost cu poporul. Cum a fost poporul, așa a fost și biserica.
a fost poporul, a fost sărac, a suferit, nedreptățit și biserica a fost așa. A fost popor, i s-au luat libertățile poporului, i s-au îngrădit libertățile și drepturile și bisericii au fost îngrădite libertățile și drepturile. Am trăit 45 de ani de comunism. Am supraviețuit însă cu înțelepciune că mama e înțeleaptă și intuiește cum trebuie să procedeze cu copiii, cu fiii ei ca să-i salveze. Biserica și-a salvat poporul și l-a păzit creștin într-un mod paradoxal. Se minunează Europa. Cum românii au traversat 45 de ani de comunism ateu, deci un regim fără Dumnezeu, și au rămas creștini. E un miracol acest lucru. Datorită înțelepciunii mamei spirituale a bisericii și familiei creștine, care ne-a crescut pe noi, pe toți, în credință adevărată. Și pe vremea aceea Mântuitorul era și el desconsiderat și se puneau tot felul de etichete. Nu-l interesa opinia publică pe Mântuitorul, că n-avea nevoie de popularitate, de publicitate. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, făcea binele de dragul binelui, nu ca să se audă. Făcea binele din milă și compasiune față de popor. Ce zicea? Milă mi-este de popor, că sunt ca și oile fără păstor. Despre asta este vorba. Și de aceea spune și această pildă, să le arate fața lui Dumnezeu, care nu este drept în felul în care credeau ei, ci este și iertător, este și bun, și blând, și îndelung răbdător, și pentru toți iubitor. Ce s-ar desprinde din pericopa evanghelică de astăzi? În primul rând, pericopa evanghelică fiind așezată în această perioadă premergătoare, și această pildă și învățăturile ei ne pregătesc pentru momentul în care vom intra în postul mare. Și ne pregătesc să înțelegem că e nevoie de reîntoarcere în sine, în interior. Reîntoarcere la normalitatea vieții creștine, la normalitatea familiei, la normalitatea credinței noastre. Să ne reîntoarcem oricât de mult am fi risipit noi ceasuri, zile, săptămâni sau într-un an. Poate am risipit mai mult decât am adunat. Am fost mai risipitori. În ceea ce privește sufletul și credința, poate am risipit. Dar să nu ne pierdem nădejdea. Pentru că dacă vedem că Fiul este risipitor din pericopa evanghelică de astăzi și a ajuns într-o mare strâmtorare, nu? Într-o țară îndepărtată, unde a conștientizat în mod dramatic până unde poate ajunge degradarea umană. Pe de o parte a lui, ca persoană, era un fiu de nobil, a avut posibilități materiale extraordinare și a ajuns într-o stare de degradare cum nu și-ar fi putut închipui, din poate din lipsă de experiență, dorință de aventură, lipsit de înțelepciune, de sfaturi bune, dar a văzut și cât e de dramatic să trăiești printre străini. Da? Se spune în popor alt proverb, fie că pâinea cât de rea, tot mai bună în țara ta. Am fost în 2008 în state, în America. Am stat o lună la comunitățile de acolo. Am vizitat, am făcut și slujbe și o sfințire de biserică la San Jose, lângă San Francisco, fost și la Chicago și la Washington, la mai multe comunități. Și una dintre preotesele de acolo, care se trăgea din, de aici, din zona noastră, din zona Codrului, de Țădmar,
era acolo de vreo 10 ani cu părintele și erau la catedrala arhiepiscopală, acum mitropolitană din Chicago. Ne slujește mitropolitul Nicolae Condrea. Cam de vârsta mea este mitropolitul. Și a zis așa cu ochii în lacrimi. A avut și o durere și a pierdut un copil acolo, un accident de motocicletă. Și a zis spre Sfințite, am de toate, avem de toate, dar nu mai trebuie nimic. Vreau să mă întorc acasă, să beau un pahar de apă rece, să stau la umbra unui spin sau unui copac, să mănânc o bucată de pâine și un pahar de apă rece. Dar vreau liniștea aceea din pământul meu, din țara mea. Drama aceasta o trăiesc cei mai mulți. Au tot ce le trebuie. Câștigă mult. Au confort și bunăstare. Dorul doare. Dorul de țară doare. Știți lucrul acesta? Că dorul doare. Dorul de țară, dorul de părinți, dorul de copilărie, dorul de biserică a satului tău. Nostalgia paradisului pierdut. Nu se vindecă. Și pe toți îi doare, care experimentează această depărtare de casă, de familie, de părinți. Copiii care sunt plecați și au lăsat părinții și uneori nepoții în grija bunicilor. Copii mici care se sinucid din dor de părinți. Ați auzit așa ceva? Omul când este copil, ține la viață, e legat de viață. Ați auzit că se întâmplă lucruri din acestea? Copii să se sinucidă din dor de mama lui care e plecată, vezi, să câștige ceva pentru familie. Aceștia sunt durerile pe care Mântuitorul le-a simțit, pe care Dumnezeu le cunoaște și pe care Dumnezeu vrea să le și vindece. De aceea judecă altfel. Se raportează altfel la oameni. La valoare umană, la sufletul omenesc, la inima lui, la libertatea și demnitatea lui. Și îi place să nu coboare atât de mult și atât de jos, încât să nu mai găsească calea de reîntoarcere înapoi, în brațele lui Dumnezeu. Ce vedem în pericopa evanghelică de astăzi și în pilda pe care o spune Mântuitorul? Că nu numai fiul a fost risipitor, că și tatăl a fost risipitor de dragoste, de iubire, de iertare. Da? Tatăl a fost un tată risipitor. Nu l-a culpabilizat. N-a zis, ești un fiu netrebnic. Mi-ai cheltuit, am muncit și ai cheltuit tot. Nu l-a vinovățit. A alergat înaintea lui, a căzut pe grumazul lui, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Și în acel moment l-a iertat. Și nu mai a reproșat nimic. N-a zis, pe unde ai umblat? De ce ai cheltuit? Deloc. A și făcut o spăți. Deși tatăl a fost risipitor de iubire. În mod firesc. Nimeni nu te poate înțelege cum te înțelege mama și tata. Și aveți situații de genul acesta, în care aveți doi sau trei copii. Unul calcă alăturea, doi cu minte sau unul cu minte și celălalt ca și în pilda Mântuitorului de astăzi. Și mama se îngrijește mai mult de acela care calcă alăturea. Că celălalt știe că merge bine. Și îl iubește și... dar nu are nevoie de purtarea de grijă. Așa a fost și tatăl din pericopa evanghelică de astăzi. Tatăl se deosebește de fratele lui, da? Tatăl l-a iertat într-o clipă și a făcut o spăți. În schimb, fratele lui, cu fratele erau în concurență. Am înțeles că e o competiție între ei. A plecat, am scăpat, am rămas eu singur să moștenesc. Iată că s-a întors. Înseamnă că tatăl meu, iertându-l, îi va mai împărți odată moștenirea. Și trebuie să se justifice tatăl spunându-i, nu l-am trecut în testament. I-am redat numai numele bun. Demnitatea pe care a avut-o, nu mai e vorba de bogăție. S-a justificat.
Dar cum să nu mă bucur că l-am în viață? Și nu voi pleca din lumea aceasta cu această săgeată, această durere că mi-am pierdut un copil definitiv, ci l-am regăsit. Mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Aceasta este, iubiți credincioși, inima Tatălui. Sigur că și căința acelui fiu, constrâns de conștiința care l-a mustrat, a venit și a zis ceva care așa trebuia să zică. Ce a zis? Am greșit la cer și înaintea ta. Deci și lui Dumnezeu și ție. Ce înțeles are acest cuvânt? Că știa poruncile lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Și una dintre ele spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie ție bine și să trăiești ani mulți pe pământ. El a știut că a călcat și porunca a cinstirii părinților. Nu numai tatălui său i-a greșit, ci și lui Dumnezeu care a poruncit să nu, să-și asculte tatăl și mama, ca să-i fie bine și să trăiască ani mulți pe pământ. Deci a fost o mărturisire sinceră, plină de durere, plină de părere de rău, care a primit un răspuns pe măsură de la tatăl său. Sigur că Sfinții Părinți identifică și teologii când explică această pericopă evanghelică și înțelegem că Tatăl este Dumnezeu. Fiul risipitor poate să fie fiecare dintre noi. Ca să nu mai spun că în fiecare dintre noi pot să se regăsească ambele ipostaze. Avem evenimente, momente, perioade în viața noastră când suntem buni și foarte buni. Ca fiul cel ascultător care a rămas cu tatăl său. Suntem lângă Dumnezeu, suntem lângă El. Avem însă și perioade când suntem, o luăm ca fiul risipitor. Mitropolitul Bartolomeu vorbea la un moment dat, când a spus predică la duminica aceasta, că există un dor de ducă. Îl apucă pe un om câte un dor de ducă. Este te mână din spate ceva care nu explici. Și atunci, în momentele acelea, îți pierzi și rațiunea și înțelepciunea, dreapta măsură, dreapta judecată, dreapta viețuire, și atunci devii risipitor. Devii risipitor cu darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu, nu? Tot ce avem mai important în viața noastră, sănătatea, înțelepciunea, integritatea fizică, mentală, vederea, auzul, vorbirea, cele lucrurile esențiale care le avem, sunt darul lui Dumnezeu, le-am luat cu împrumut de la Dumnezeu. Sunt unii care nu le au. Și pentru toate trebuie să-i mulțumim. Și în așa fel să lucrăm cu ele încât să sporim darurile lui Dumnezeu pe care ni le-a dat, să înmulțim. Cu ochii să privim binecuvântând, cu gura să vorbim rugându-ne și binecuvântând pe ceilalți, nejudecând, ce cu ce judecată judecați, cu aceea vi se va judeca. Cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Urechile să auzim lucruri bune, să le întoarcem capul de la lucrurile rele. Picioarele să umble în căile lui Dumnezeu, cu mâinile să împletim lucruri bune, nu lucruri rele. Și atunci putem împăca ipostazele în care ne-am putea găsi în viață, în care am fost de multe ori fiul cel bun și ascultător, dar poate și risipitor. Le putem împăca pe cele două să regăsească în lumina iubirii Tatălui care ne așteaptă cu brațele deschise, îl putem aduce pe fiul salvat acasă. Fiecare dintre noi. Și pentru că începe Sfântul și Marele Post, aici să ne găsească. Să ne revenim în sine, să ne reîntoarcem, să-i cerem iertare lui Dumnezeu, să avem încredere
că ne așteaptă la ospăț. În fiecare duminică și sărbătoare și în fiecare zi se sacrifică pe Sfânta Masă, jertfa cea nesângeroasă în liturghie și ne dăruiește trupul și sângele Său spre a primi calitatea de Fii al lui Dumnezeu, învierea și viața veșnică. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.